Un echipaj de la detașamentul de pompieri din Salău a intervenit în această dimineață pentru salvarea doi frați gemeni rămași blocați într-un apartament situat pe Alea Tineretului din municipiul Salău. Detașamentul de pompieri Salău, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolis-Suma județului Sălaj, a fost solicitat să intervină în această dimineață pentru a debloca ușa unui apartament dintr-un imobil de pe Alea Tineretului din municipiul Salău. Doi copii mici au fost lăsați pentru o clipă nesupravegheați și aceștia au blocat ușa apartamentului. Pompierii militari ajuns la fața locului au intervenit cu scara pentru a debloca ușa.